În marea groapă cine cazi? Am fost căzut, împărțurat, un fel de lege, dar Dumnezeu, dar Dumnezeu, El m-a salvat. Am citit un altar în inima mea, fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea, aleluia, și acestui altar i-a pus numele. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu este acum meu. Acestui altar i-am pus numele. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu este acum meu. Am fost căzut fără speranță de scăpare, mai putea fi ridicat și vindecat, dar Dumnezeu, mâna Lui sfântă și tare, El m-a atins, El m-a atins și m-a salvat. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu este dragul meu. Am fost căzut în noaptea lungă de întuneric, dar nimeni lumea asta nu m-a ajutat. Doar Dumnezeul meu ce tare viu și rești, viață mi-a dat, viață mi-a dat și m-a iertat. Am țintit un altar în inima mea, fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea, aleluia, și acestui altar i-am pus numele. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu este dragul meu. Am țintit un altar în inima mea, fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea, aleluia, și acestui altar i-am pus numele. Și-a murit pentru ce locul meu și-a dat. Eu voi privi și voi striga la El într-una, căci Dumnezeu, căci Dumnezeu este dragul meu. Am ținit un altar în inima mea, Domnul mi-a dat mântuirea, aleluia, și acestui altar i-am pus numele. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu este dragul meu. Am ținit un altar în inima mea, fiindcă Domnul mi-a dat mântuirea, aleluia, și acestui altar i-am pus numele. Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu este dragul meu. Amin. Când te afli îngrijorat, strigă către Domnul. Te povară ce păța, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice ce te apasă. Strigă către Domnul, că cel nu te lasă. Strigă către Iisus,
Dacă vrei să fii mai sfânt, strigă către Domnul. O lumină pe pământ, strigă către Domnul. Strigă către Domnul, orice te-a pasă. Strigă către Iisus, că Cel nu te lasă. Iubite surori, iubite Biserica Domnului Iisus, ne bucurăm ca în această dupămasă să fim din nou în casa lui Dumnezeu. Amin. Aleluia. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ce-a păstrat aceste vremuri de har pentru noi. Aleluia. Cât va mai fi aceste vremuri de har în care ne mai putem aduna în numele Domnului Iisus, nu știu. Dar știu un lucru, căci atâta timp cât ne putem aduna împreună, să zicem tot din toată inima, lăudat să fie Dumnezeu, aleluia, lăudat să fie Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. Aceasta este menirea noastră, pentru aceasta ne-a făcut Dumnezeu, ca să lăudăm numele Lui, ca să mărim numele Lui, să aducem mulțumiri. Haideți cu toți în picioare și să aducem din toată inima o rugăciune de mulțumire. O rugăciune în care să-i spunem că îl iubim. Îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și datorită iubirii Lui, noi astăzi suntem aici. Lăudați să fie Dumnezeu. Haideți cu toți în rugăciune. Să fim sigur de ce.
Pentru slava lui Dumnezeu vom cânta o cântare. În timpul acestei cântări facem colecta pentru întreținerea casei Domnului. Prin cântări bucuria, primați-o cu voi când lucrați, căci Tatăl vă dă împărăția, ca neamul să vă bucurați. Lăsați bucuria să fie, iar trece comori și aveți. Trezește-te azi tu, țărână, și suflet și duh vă trezi, și harfă și tu alăută, cu toate într-un glas vă uni, căci Tatăl găsește plăcerea în Fiul cel veselor gând. Căci Tatăl găsește plăcerea în primul cel veselor gând, ci greul și multa durere pe umerele duce cântând. Lăsați bucuria divină să joace pe fețe și duh, ia vezi putea voi străbate, pustiul cu alui zădut, amarul și îngrijorarea, fugii vor de parcă n-au fost. Cântarea va pune pe pură, întreg iadul cel furios. Grijorarea fugii vor de parte
Uitați-vă în toate, în toate aflaveți cântări, și ele aripi să vă poarte spre tot mai seninele zări. Din cerul-i pornită cântarea și cerul se va întoarce la. Păstrați-vă curată cărarea ce duce spre marele har. Din cerul pornită-i cântarea și cerul se va întoarce ea. Păstrați-vă curată cărarea ce duce spre marele har. Să vii să ne mângâi pe acest pământ sărit. Nimeni nu poate da o mântuirea ta pe acest pământ sărit. Vino Iisuse, vino Doamne, vino să ne mângâi. Noi te așteptăm să vii. Vino Iisuse, vino Doamne, vino să ne mângâi. Vino Iisuse, vino Doamne, noi te așteptăm să vii. Vei vedea o loci cum te așteaptă ordini ca să-i tămătuiești. Cele cinci peicoare de la scăldătoare vei găsi omul popor. Vino Iisuse, vino o Doamne, vino să ne căzuți să-mi atâmpici.
de Iisus. Vino, Iisuse, vino, Doamne, vino să ne plângâi. Vino, Iisuse, vino, Doamne, noi te așteptăm să vii. Vino, Iisuse, vino, Doamne, vino să ne plângâi. Iubite biserică, nu știu câtă vreme mai am de trăit pe pământ, dar în acest timp, în clipa asta, cât mai trăiesc, dacă aș aduce numai mulțumiri lui Dumnezeu și nu m-aș lăuda numele Lui, parcă tot n-ar fi destul față de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Și nu numai pentru mine, și pentru voi, și nu numai pentru noi, pentru întreaga omenire. Lăudați-i fie numele. Aleluia! Aș dori ca Dumnezeu să vă pună bucuria mântuirii și nădejdea mântuirii în inimă, să vi se descâțească frunțele și privirile voastre, să se vadă iubirea Domnului Iisus. Aleluia! Cu un zâmbet care vine de la Dumnezeu din iubirea Lui, să fim bucuroși că suntem în casa Lui Dumnezeu. Aleluia! Îmi place să citesc întreagă Biblie și îmi place mult să citesc profeții. Dar parcă cel mai mult îmi place de omul lui Dumnezeu Moise. Un om blând. Un om care a suferit împreună cu poporul lui. Un om care, într-o împrejurare, când Dumnezeu era supărat de poporul lui, îi spune lui Dumnezeu, decât să pedepsești poporul, decât să-i nimicești, mai bine șterge numele meu din cartea ta. O iubire desăvârșită. Și totuși, au fost acelea vremuri, aș dori să-l văd pe Moise și sper că îl voi vedea. Dar mă bucur că aici avem unul mai mare decât Moise, despre care Moise spunea, Dumnezeu va rândui un proroc mai mare decât mine, de El să ascultați. Și acesta este Domnul nostru Iisus Hristos, aleluia, care acum și în această clipă este aici, lăudat să fie numele. Aleluia. Privește la fiecare în parte și vrea să-ți spună că ești iertat și mântuit. Vreau să spună că ți-a pregătit un loc și așteaptă cu drag clipa când îi se poruncește să vină să-și ia mireasa și mireasă, care va fi, voi fi și eu, vei fi și tu, lăudat să fie Dumnezeu. Aleluia! Îmi place să citesc cuvântul lui Dumnezeu în care ne spune cuvântul despre patimile Domnului Iisus. Vreau ca să vorbesc despre aceste cuvinte, pentru că inima mea este legată de această lucrare de împărtășire cu trupul și sângele Domnului Iisus. Și aș dori ca în fiecare zi să fac această lucrare, să mă împărtășesc cu El, pentru că El este viața. Și cine se împărtășește cu trupul și sângele Lui are viață. Nu vrei să fii și tu de același sentiment ca și mine? Să trăim cu această bucurie, cu această viață în noi, până în clipa când îl vom vedea pe norii cerului venind, lăudat să fie numele. Aleluia. Aveam aceea din Psalmul 21.
câteva versete care am vrut să vi le citesc, dar timpul își face cursul. Aș vrea doar din acest an 21 să citesc versetul 18. Versetul 18 ne spune așa: își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Cămașa Domnului Iisus a fost făcută dintr-o bucată. Nu prin faptul că era o cămașă și dacă era tăiată în două, să fie împărțită într-o parte și în alta, ci aș dori, așa cum cămașa Domnului Iisus Hristos a fost întreagă, așa Biserica lui Iisus Hristos să rămână întreagă până la venirea Lui, lăudat să fie numele. Haideți să ne ridicăm în picioare înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem Lui necazurile noastre. Cel mai mare necaz, cel mai mare păs care mă apasă în inimă este că mă lupt și parcă simt că nu sunt la treapta care mă vrea El. Mă pun în cântarul, dar nu a meu, a Lui. Și văd că cântăresc cam puțin. Aș dori ca Dumnezeu să mă ajute ca împreună cu familia mea, cu soția, cu copiii, împreună ca cu voi, să ne sfințim așa cum este El Sfânt. Și cine vrea să trăiască cu evlavia în Hristos, să trăim și noi cum a trăit El. Amin. Haideți cu toți să aducem cauzele noastre înaintea lui Dumnezeu. Eu grai frații prima dată. Vreau să-i mulțumesc Dumnezeu de toate privințele pe care le-a dat până acum în șepterile în care am trecut și aduc familia înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să-și întindă mâna și ca vremea acoperită cum consideră să facă în ridicare. Dumnezeu să îndure să ascultă. Aduc și eu familia mea înaintea Domnului, ca Dumnezeu să îmi îndure, că mai am încă două fete în România, ca Dumnezeu să se îndure el să-l aducă la mântuire. Amin. Amin. Aurora și Ana Maria, amin. Să ne rugăm și pentru el, ca Dumnezeu să se împingă mâna lui cea sfântă. Amin. Aduc și eu familia mea și aduc mulțumiri Domnului și pentru familie și pentru copii și să ne țină pe calea lui, să ne dea lumina. Amin. Facem să văd ceea ce a venit, ceea ce a venit. Amin. Și să ne dea sănătate. Iubiților, vreau să aduc înainte lui Dumnezeu tineretul casei Domnului. Copiii fraților, Dumnezeu să pună sângele Domnului Iisus asupra lor, să-i ocrotească de amărăciunile acestei lumi. Să ne rugăm pentru țara noastră, România, de unde am venit. Dumnezeu să o crotească. Dumnezeu să o crotească America, țara în care noi acum trăim. Și totuși, Dumnezeu să-și ducă lucrarea și planurile la îndeplinire, așa cum voiește El. Surorile, haideți cu aceste gânduri să mergem înaintea lui Dumnezeu și El vine în ajutorul nostru. Amin. Tată Sfânt și Dragul în cerul minunele Fiului Iisus.
Vă invit să ocupați locuri. Iubiților, dacă parcă îndrăznesc să vă spun, dacă vedeți lacrimi pe obrazul meu, să știți că nu necazurile vieții mă face să vin lacrimi, ci bucuria că am fost ales să fiu nutrit din jertfa Domnului Iisus. Și din cauza asta, de bucurie, îmi vin lacrimi. Nu eu le poruncesc. Dar dacă vin lăudat să fie numele Lui Dumnezeu, că este un înger al Domnului care adună lacrimile copilor Lui Dumnezeu într-un burduf. Aș dori să aloc un timp mai puțin pentru cântare, pentru că avem nevoie să ascultăm Cuvântul Lui Dumnezeu. Amin. Pentru că Cuvântul Lui Dumnezeu ne prelucrează pentru mântuire. Și pentru aceasta, în câteva minute, aș dori ca sora Lidia Sângeorzan să laude pe Dumnezeu cu o cântare, după care va veni fratele Milan și ne va sluji, va sluji lui Dumnezeu și nouă, la Cuvântul Domnului Iisus. Timp de 40 de minute, iar 20 de minute, iubitul nostru frate Dorel Sângeorzan va sluji Domnului. De sora Lidia, slujeașa lui Dumnezeu, printr-o cântare.
place să zic întotdeauna bun găsit când vine aici. Bun găsit surorilor, bun găsit fraților. Am mai trecut o săptămână, am mai trecut o perioadă de timp în viața noastră în care am avut șansa să arătăm că suntem copiii lui Dumnezeu prin ceea ce facem. Și bucuria mare este că mai avem încă multe săptămâni să avem această șansă, dar niciodată nu se știe. De aceea e bine să o facem acum, știți? Yes. La tine avea o vorbă, să-mi iau carpe diem, trăiește momentul. De aceea e bine să trăim momentul. Haideți, înainte de a începe să ascultăm din Cuvântul Domnului și din ceea ce Dumnezeu ne pune în, aduce în mijlocul nostru ca să înțelegem despre Cuvântul Lui, haideți să ne rugăm pentru acest moment. Să vă ridicați în picioarele. Tatăl nostru care ești în cerul, Doamne, venim la Tine cu sufletele deschise și cu mai ales cu mințile deschise, Doamne, să putem să primim Cuvântul Tău. De aceea, Dumnezeu, ești aici, Doamne, dă-ne puterea să înțelegem Cuvântul Tău, dă-ne puterea să vedem calea Ta, Doamne, și, Doamne, hrănește-ne, Doamne, cu înțelepciunea Ta, căci înțelepciunea Ta, Doamne, ne dă sănătate, ne dă bucurie, Doamne, ne dă tot ce avem nevoie. Îți mulțumim, Doamne, te slăvim în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Vreau să deci suntem încă la ușa de intrare a cărții lui Ioan, la cele primele 6 versete. Am să le recitesc și am să continui de unde am rămas data trecută. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la începutul Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Amin. Știți dumneavoastră, se spune în unele părți ale lumii că casa se cunoaște de pe ușă de multe ori. Și cum e ușa omului, cam așa e și casa. Și cum spuneam și data trecută, cuvântul, aceste 5 versete sunt exact esența cărții lui, și nu numai cărții, tot ce a scris, de fapt, Ioan. Data trecută am vorbit despre început și am ajuns la cuvânt. Deci, haideți să-l iau. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Apostolul Pavel, în scrisoarea lui către Epistola către Evrei, la capitolul 11, versetul 3, spune așa: prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Amin. Știți cum e? La credință unii oameni ajung pentru că Dumnezeu lucrează la inima lor. Și n-aș vrea să sar înainte, în față, dar o să ajungem poate la momentul în care să discutăm ce înseamnă înțelepciunea. Adevărata înțelepciune, nu cea care unii oameni le place să creadă că o au. Dar Dumnezeu are de fapt puterea de a lucra la mintea unui om și de a face mintea acelui om să aibă putere de înțelegere pe care un om care a făcut școli și a învățat și a citit ce nu poate să o aibă. Credeți-mă, credința nu este ceva pe care o poți câștiga cu siguranță în școli. E posibil. E posibil să te duci să înveți, să, eu știu, ai de-a face cu oameni înțelepți, într-adevăr, și atunci să capeți credință, să fii condus către credință. Dar credeți-mă că, de fapt, credința e dată doar de Dumnezeu. Amin. Numai de Dumnezeu e dată. Și prin această credință, noi putem să înțelegem secretul creației. Vedeți dumneavoastră, creația încă este un secret, încă sunt debate-uri, că Big Bang Theory, că evoluția, că deși și una și alta, dacă e să o luăm, să o integrăm în creație, ele pot fi integrate în creație. Deci nu există, cum să spunem, o greșeală.
Pentru că evoluția există în creație, asta o știm, da? Dar vedeți dumneavoastră, în momentul în care se spune că tot ce a fost făcut, a fost făcut din lucruri care nu se văd, e greu de înțeles. E greu de înțeles. Adică cum? Există ceva din ceea ce... Există ceva din ceea ce de fapt nu există. E greu într-un fel de înțeles. Și atunci, haideți să aducem la o traducere, cum se spune, actuală, da? Pentru că noi nu trăim în perioada lui Iisus, nu trăim în perioada când s-a făcut lumea, noi trăim astăzi, când pentru noi credința într-un fel este puțin mai grea, cum spunea și C.S. Lewis, nu? Într-un fel, apostolii au fost mult mai binecuvântați decât noi, pentru că ei au trăit cu Iisus și ei au atins adevărul, l-au pus mâna pe el, l-au folosit acele simțuri. Toma, nu? Toma vine și spune, ce da, dar eu nu știu, nu crede. Și atunci, nu, Toma și atinge. Și Toma a atins și atunci a crezut, da? Pentru că așa a fost Toma. Era empiric. Noi suntem în perioada asta în care, iarăși, avem această influență științifică, empirică și de multe ori am să vin și am să vorbesc despre asta, pentru că asta e realitatea din ziua de astăzi. La televizor vedem, la radio auzim, dar în școli, ce să mai discutăm despre școli? În școli, asta este de bază, da? Ei, atunci trebuie să ținem cont de lucrul ăsta. Dar hai să vedem că ceea ce a creat această lume materială, de fapt, cum spune Paul, interesant că, normal, în latină, el e Paul, numele lui a fost Paul, că el a fost cetățean roman. Dar noi, pentru că suntem ortodoxi cu rușii, cu slavii, i-am spus Pavel. Pentru că slavic Paul e Pavel. De asta spunem noi Pavel, dar el de fapt e Paul, e Paul. În fine, Pavel, nu contează. El spune din lucruri care nu se văd. Haideți să ne gândim, să ne uităm puțin, să ne gândim că această lume materială, și nu mă refer numai la Pământ, să știți, mă refer la, și nu numai la sistemul nostru solar, mă refer la mai mult decât însă și Milky Way, decât eu știu, tot Universul. Aș vrea să, dacă vrei să pui poza numărul 1, e să înțelegem ce a fost creat întâi. Vedeți dumneavoastră? Noi suntem între punctulețul ăla micuț acolo, da? Asta e Milky Way. Dacă vrei să pui poza a doua, și tot ce vedeți acum, toate luminile care le vedeți, sunt ca Milky Way. Imaginați-vă cât de micuți suntem în ceea ce Dumnezeu a creat. Deci ceea ce a fost, materia nu este numai ceea ce vedem noi aici. Materia este imensă. Creația lui Dumnezeu ca a materiei este imensă. E ceva care noi nu putem cuprinde. Okay? E fantastic. Uitați-vă, imaginați-vă că dacă, nu gândiți-vă că într-o luminiță din aia care o vedeți acolo este cât un Milky Way și ca să revin puțin, gândiți-vă că în Milky Way sunt deja miliarde de planete. Și acum gândiți-vă că eu unul sunt aici și cât de mare e planeta Pământ. Deci ce sunt eu în toată materia, în toată creația asta? Nimic. Într-un fel, nimic. E fantastic, e ceva care nu poți concepe ca om, da? Dar o putem face cum? Prin credință. Yes. Pentru că dacă credem în ceva, atunci putem să acceptăm acel lucru. Da. Acum, Pavel vine și spune că acest lucru s-a făcut din ce nu este material. Dacă nu este material, înseamnă că este de altă factură. Și atunci, altă factură care noi numim, pentru că punem întotdeauna comparația, omul poate înțelege foarte bine numai prin comparație. Asta e adevărul. Vedeți dumneavoastră, dacă, de exemplu, ies să mâncați o ciocolată, nu știu, ciocolată bună românească ar fi Daniel, parcă, sau ceva de genul ăsta, da? Și o mănânci numai pe aia, e bună. Dar dacă ieși și mănânci o ciocolată belgiană, în momentul ăla vezi diferența. Spui, știi, aia românească e mai bună. Probabil, nu știu. Dar vreau să zic, știți? Ei, aici ne venim și spunem, este materie și spirit. Deci Dumnezeu este spirit. Este ceva ceea ce noi nu putem cuprinde. Dacă noi nu putem... Imaginați-vă un lucru.
Pentru că vreau să înțelegeți ce important este cuvântul lui Dumnezeu aici. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu a creat acest lucru. Dacă noi nu putem cuprinde materia pe care Creatorul a făcut-o, cum oare putem cuprinde pe Dumnezeu? Cum oare putem să ne luăm noi la trântă cu Dumnezeu? Când noi nici măcar nu suntem capabili să înțelegem, nu să atingem, nu să simțim, să înțelegem mental imensitatea materiei create, a creației. Creatorul este deasupra creației, am discutat data trecută, da, e clar. Deci, ca să vedeți ce putere are cuvântul lui Dumnezeu, care a creat acest macrocosmos și microcosmos. Pentru că vreau să vă spun că un lucru, n-am adus o fotografie, dar noi suntem un microcosmos. Deci, gândiți-vă că noi suntem undeva la mijloc. Deci avem macrocosmos, planete și așa mai departe deasupra, iar dedesubt sub noi, că noi suntem destul de mari, în nivelul microcosmosului avem ce? Avem celule, avem neuroni, electroni, atomi și așa mai departe. Deci noi suntem undeva la mijloc, ceea ce totuși e bine, ne simțim, nu suntem chiar la margine. Dar acest microcosmos și macrocosmos au fost create prin cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Și iată ce spune. Deci spune că cuvântul era cu Dumnezeu. Da? Cuvântul. Haideți să ne gândim, haideți să venim iarăși pe aici, pe pământ, cum ar veni. Ce e cuvântul? Cuvântul este o adunare de sunete, corect? Haideți să luăm un cuvânt care este general valabil. Mama. Da? E format din câte? Din patru sunete. M-A-M-A. Da? Mama. Deci noi luăm niște sunete și le punem împreună și creăm un cuvânt. Da? Și cuvântul ăla ce face? Știți ce spuneam data trecută? Dacă eu spun mama, fiecare dintre dumneavoastră vă veți gândi la mama. Va fi ori mama dumneavoastră, ori mama mea, dacă o cunoașteți și știți că de ea vorbesc, o să o vedeți. Da? Ca să vedeți ce face un cuvânt. Deci un cuvânt creează. Deci cuvântul, odată eu îl creez pe cuvânt, da? Pentru că zic mama, îl pronunț, dar în același timp cuvântul la rândul lui creează. Și nu mi-e frică să spun un lucru. Că acest cuvânt este creat din ce? Din mintea mea, din ceea ce am. Din imaginea pe care eu o am deja. Pentru că eu aloc cuvântul mama la o imagine. Da? Și vin și pronunț cuvântul, transmit cuvântul, cuvântul la rândul lui creează imagine. Oare de ce Ioan, stau și mă întreb în continuare și o să mă întreb până când o să ajung în fața lui Dumnezeu, în fața lui Isus și Isus o să-mi spună mai clar de ce. Dar stau și mă întreb de ce Ioan a ales să spună că Isus e cuvântul lui Dumnezeu. Oare pentru că așa i-a plăcut lui sau mai degrabă pentru că el știa acest lucru din discuțiile lui cu Iisus. Pentru că a sta cu Iisus, cum discutam la început, acum două sesiuni, a fost și nu numai, dar este și vârul lui în același timp. Deci face parte din familia în care Iisus s-a născut fizic, mă refer, pământesc, da? Deci el știe foarte multe lucruri pe care noi trebuie să le luăm cu ce? Cu credință. Trebuie să credem. Pentru că nimic nu vine, cum să spun eu, de la Ioan, de exemplu, nimic nu vine că vine de la Ioan, vine de la Dumnezeu. Prin Ioan Dumnezeu ne vorbește. Și atunci, dacă cuvântul lui Dumnezeu, nu? Deci dacă Iisus este cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a vorbit cuvântul respectiv, înseamnă că Dumnezeu a vorbit din imaginea pe care o avea pentru ca să creeze o imagine. Și atunci toată creația este proiecția lui Dumnezeu. Și toată această creație, deci toată această proiecție vine prin cine? Prin cuvânt. Și atunci înseamnă că cuvântul, ceea ce vrea să scoată în evidență Ioan, și asta o să vedem și mai târziu, de fapt, dar mă refer doar la aceste câteva cuvinte. Ca să vedeți cât de importante sunt, așa cum le-a pus Ioan. Arată că Iisus cunoaște totul de la început până la sfârșit. Sfârșit pe care noi nu știm. Sfârșit pe care numai Dumnezeu îl știe.
Și iată ce spune... Deci, acum, nu știu, cred că se înțelege mult mai bine. Cred că mult mai bine se înțelege acum cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. De ce? Pentru că... ce se întâmplă? Dacă eu, de exemplu, spun ceva, ceea ce spun eu acum, da? Mă reprezintă. Deci, într-un fel, eu sunt aici prin cuvântul meu, eu sunt aici. De multe ori, haideți să excludem vizualitatea și o să vedeți prin telefon. Spuneți-mi dacă prin telefon vedeți persoana respectivă. Nu. Clar. Simplu. Dar sunteți cu persoana respectivă. Nu e așa că dacă mama, mă uit mai mult la mame pentru că știu că mamele sunt mult mai leoaice pentru copiilor, nici tații nu sunt mai slabi, dar când sunt îngrijorate, când sunt foarte îngrijorate de copii și dă un telefon și răspunde la telefon, am dreptate sau nu? În momentul ăla, parcă copilul e acolo. Da? Păi ce? Și totul e prin ce? Prin cuvânt. Iată cum cuvântul reprezintă pe cel care îl vorbește. Și în cazul de față, Iisus este ceea ce reprezentarea lui Dumnezeu. Prin Iisus se face toată această creație. Deci nu trebuie să ne mirăm momentul în care spune din nou, Ioan vine și spune, El era la început cu Dumnezeu. Deși pare o repetiție, totuși eu aș spune că nu este o repetiție, ci este o adâncă de afirmare a faptului că deși cuvântul era Dumnezeu, totuși cuvântul era cu Dumnezeu. Pentru că așa spune, da? Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și după aceea vine și spune, El era la început Dumnezeu. Să arate că cuvântul este de sine stătător. Că El este, nu separat, dar este definit în El însuși. Vedeți dumneavoastră, în cazul nostru, eu pot să spun, da, eu dacă nu vorbesc, cuvântul meu nu mai există. Ioan vine și spune, nu, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu, dar la început era cu Dumnezeu. Deci este clar, arată că poate fi, că există și independent dovadă, căci cuvântul lui Dumnezeu vine și se naște pe pământ, în chip de om, în trup de om, ca să ce? Ca să salveze ce? Tocmai ceea ce a creat. Eu în multe chestii mă abțin pentru că mai încolo vom vorbi mai mult despre ceea ce zic. Într-un fel, o trecere în viitor în ceea ce spun aici, mai mult o cuprindere. Nu vreau să trec foarte ușor peste ele. Dar haideți să vedem ce spune Iisus despre aceste lucruri. Și e frumos că tot Ioan vine și explică foarte mult mai încolo, să ajungem acolo odată. Și spune așa, Iisus spune în Ioan 10:38, spune, dacă le fac, chiar dacă nu mă credeți pe mine, e vorba de lucrurile care se fac, da? Și chiar dacă nu mă credeți pe mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este în mine și eu sunt în Tatăl. Iisus nu numai odată spune că El este cu Tatăl și Tatăl este în El. Deci, prezintă lucrul ăsta. Dar e foarte greu, într-un fel, să explici acest lucru doar zicându-l. Și atunci El vine și spune, uite, lucrurile care se întâmplă, uitați-vă la ele, e clar că sunt făcute prin Dumnezeu. Iar Dumnezeu îmi dă această putere. El este cu mine, eu sunt cu El. Dacă eu pot să fac lucrul ăsta, înseamnă că El este cu mine. Da? Sau spune, de exemplu, în Ioan 14:10, care este una dintre cele mai puternice mesaje. Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care le spun eu nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Iată cum putem înțelege, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Da? Și dacă ne uităm, de exemplu, și în Ioan 14:11, spune așa, credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Vedeți? Deci, există o interconexie foarte puternică între cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Este o coexistență. Deci, e puțin mai mult decât este ceea ce înțelegem noi existența în ziua de astăzi. Dacă noi putem să înțelegem
această, mulțumesc foarte mult, dacă noi putem să înțelegem această coexistență, putem să ne apropiem mai mult de înțelegerea cum există Dumnezeu, cum există Iisus și Duhul Sfânt. Nu este același lucru ca noi. Noi, de exemplu, avem, să zicem că eu am copilul meu, l-am născut, dar el este independent, dar el nu este, este dependent de mine, dar este dependent de mine la un nivel la care eu nu chiar pot să-l controlez. Pentru că dacă copilul meu, când crește mai mare, pleacă și se duce, eu nu mai pot să controlez această dependență. Iisus, deși a venit în lumea noastră, iată, aici este frumusețea, aici este ceea ce trebuie să învățăm de la Iisus. El nu s-a îndepărtat de Tatăl. Da? Deci să nu uităm, Ioan vine și spune, la început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Da? Și după aceea, iată, Iisus vine, după cât timp, noi nu știm exact, putem să speculăm și avem destule speculații, bacă sunt miliarde, bacă sunt milioane de ani, de când a existat facerea aceasta, când a apărut creația, cum ar veni, dar nu știm. Și iată că după atâta timp vine Fiul lui Dumnezeu, cuvântul, da, intră în trup de om și vine și spune, credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine. Greu de înțeles, Fiul meu nu poate fi în mine, nici eu nu pot fi în El. Și de aceea ne este greu de înțeles. Dar dacă trecem în credință și prin credință înțelegem că este vorba de un spirit, este vorba de ceva diferit de materie, atunci putem să înțelegem și atunci putem să ne apropiem mult mai tare de Iisus și de ceea ce spune Iisus. Spune la un moment dat Iisus, nu mi-am scos, dar am citit în timp ce mă gândeam la aceste cuvinte. Spune la un moment dat că de aceea eu mă voi duce și voi alege un loc pentru voi. Vedeți dumneavoastră, e greu, pentru că de multe ori tatăl meu a crezut în Dumnezeu până în momentul morții și când a murit Iisus n-a venit să-l ia. Deci ca om, dacă e să gândim ca om, da? Și ne uităm la aspectul ăsta, spunem, păi Iisus n-a promis că vine să ne ia, să ne ducă dincolo. Dacă n-avem înțelegerea diferenței dintre materie și spirit și ce valoare are spirit și că spiritul, de fapt, este ceva deasupra materiei. Materia există în spirit și prin puterea spiritului. Ceea ce spuneam data trecută, știți când spune eu sunt? Aia înseamnă existență, înseamnă că viața exista înainte de a exista materia, de a exista viața în materie. Deci materia nu poate exista fără spirit, fără această viață. Deci automat, în momentul în care vorbim despre asta, partea de viață fizică pe care noi o avem este doar o trecere din spirit în spirit. Și atunci putem să înțelegem mult mai bine puterea de înțelegând cuvântul lui Dumnezeu și înțelegem chiar și cuvântul nostru, cât de puternic este, pentru că să știți, cuvântul poate să dea viață, cuvintele noastre, poate da viață. Gândiți-vă, de exemplu, la o declarație de dragoste. Câtă viață poate să dea acea declarație de dragoste? Cum acei doi oameni se unesc și creează o familie și fac copii? Aia e viață, da? Sau poate să facă rău, o sentință de moarte. Sau o ură. Nu? Deci cuvântul este foarte, foarte puternic. Și cuvântul nostru, pentru că suntem făcuți cum? Ce spune în facerea? În 1:26-27 spune așa. Apoi Dumnezeu a zis, să facem un om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Să știți că asemănarea noastră înseamnă foarte mult. Noi ne asemănăm cu Creatorul. Aleluia. Avem foarte multă putere la nivelul nostru, bineînțeles. Avem foarte multă putere. Creăm. Vreau să vă întreb un lucru. V-ați imaginat dumneavoastră vreodată că ar putea exista celulare cu ecrane pe care să poți să atingi și să vorbești sau să vezi filme în mână? Sau... De unde au apărut astea? Că nu există. Au existat astea vreodată înainte de a fi? Eu nu cred, eu n-am văzut, dar nada. Știți cum? Zero. Nimic. Și iată că sunt.
De unde au apărut aceste lucruri? Am să vă spun eu, din nimic. Din nimic. Oare din nimic, unii vor spune, nu, nu, nu e din nimic, e din imaginația oameni, din deșteptăciunea lor. Și cine dă această deșteptăciune? De unde vine această deșteptăciune? Că nu este. Adică, înainte de a exista celularul, telefonul celular, nu vreau să zic ăla cu fir, că nici ăla, că Bell, înainte de Bell n-a existat telefon, da? A existat morse. Putem să mergem mult în istorie, să vedem, nu a existat. Toate sunt creații ale minții umane. Dacă mintea umană poate să facă ceea ce a făcut, și uitați-vă, sunt atâtea lucruri și sunt încă chestii mult mai interesante pe care nu le știm și sunt făcute de mintea umană și sunt extraordinare. Și ori să apară în timp. Imaginați-vă ce putere are mintea lui Dumnezeu. Ce putere are cuvântul lui Dumnezeu. Deci, nu știu, știți cum e, copiii noștri nu o să zic, ei s-au născut, măi, la e-mail. Deci la celularul pentru ei ca și cum lingurița, pentru mine, când era mic. Nimic, că știu să pună, la 10 luni știe să deschidă, știe să pună muzică, știe să pună ce... La 10 luni, come on! 10 luni, nu-mi vine să cred. El nici nu știe să vorbească și știe să dea drumul la televizor. Pentru el, aia este normal. Da? Pentru că s-a născut cu ceea ce există. Dar înainte de asta n-a existat. Asta este o creație a unei minți. Iar cum spuneam, cuvântul prezintă mintea lui Dumnezeu. Dacă cuvântul a creat ceea ce este și uitați-vă aici ce este. Nu ce este în camera asta, nu ce este în America, nu ce este pe planeta Pământ, nu ce este în sistemul ăsta solar. Uitați-vă ce există în univers. Imens. Apoi ce putere are Dumnezeu? Cum atunci să nu ne fie teamă de El? Dar nu înseamnă că să ne fie frică, să ne fie teamă, pentru că El ne iubește. Apoi spune, toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. E un fel de, eu aș considera că asta este un fel de, a pune punct, adică într-un fel, ce mai tulabura? Dacă odată Dumnezeu a vorbit, deci a rostit cuvântul și cuvântul a creat, e clar că prin El s-au făcut toate. Și e clar că El știe totul. Pentru că Ioan avea să vorbească și va vorbi în cartea lui despre Iisus și tot ce a făcut și vrea să arate clar acest om care a fost modest, acest om care a suferit pentru noi, acest om care a trecut printr-o viață simplă, simplă, fără... N-a avut palate, n-a trăit în palate, nu? Acest om, de fapt, iată cine este. De la început ne prezintă, de fapt, cine este Iisus. Cuvântul lui Dumnezeu. Deci nu este oricine. Este cuvântul lui Dumnezeu. Exemplu, spuneam de teamă, da, e din Ecleziastul 3:14. Cel mai înțelept om al lumii. Nu cred că există nici în ziua de azi cineva mai înțelept ca Solomon. Eu nu cred. Și nu știu cât timp va trece până când vom avea pe cineva mai înțelept ca Solomon. Și Solomon spune așa, am ajuns la, în Ecleziastul 3:14. Am ajuns la cunoștință că tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci și la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și că Dumnezeu face așa pentru ca lumea să se teamă de El. Ama, Iisus, care îl cunoaște foarte bine pe Dumnezeu, pentru că e Dumnezeu. Îmi place gluma asta. Îl cunoaște pe Dumnezeu pentru că e Dumnezeu. Îmi place foarte mult. Pentru că asta Ioan o spune, știi? Adică cuvântul e cuvânt, dar de fapt cuvântul era Dumnezeu. Vine și spune că Dumnezeu e dragoste. Însă ceea ce face Iisus arată că Dumnezeu este dragoste. De ce trebuie să ne temem de El? Știți de ce? Pentru că când ne uităm la imaginea aia de acolo, ne dăm seama că suntem nimic. Și dacă așa nimic suntem, nu vrem să fim cu Cel care a creat ceea ce este acolo, înseamnă că suntem proști. Sau idioți și mai rău.
Scuzați-mă că sunt atât de direct. Dar cine nu vrea să fie cu cel care l-a făcut? Copiii noștri, cel puțin când sunt mici și când își dau seama că știți, și noi avem niște etape în viață, dacă ați observat, când suntem copii, avem perioada aia în care pământul, centrul pământului e sub călcâiul nostru și după aceea e perioada în care înțelegem, opa, stai așa un pic, familia are valoare. Stai un pic, că pe mama și pe tata mai am doar câtva timp și și chiria costă mult. Și chiria, știți? Și atunci ne unim înapoi cu familia pentru că avem nevoie și de dragoste. Cine nu vrea să fie cu tatăl, cu creatorul, cu mama lui? Numai un nebun. Așa spune Biblia. Și este adevărat, să știți. Pentru că căldura pe care ne-o dă creatorul nu ne poate da nimeni. Absolut nimeni. Și asta știți când o învățăm. Așa cum spune iarăși Ecleziastul. Că ce mai bine este să mergi la casă de jale decât la o petrecere. Pentru că la casa de jale îți dai seama ce este viața. Cu adevărat. Deci când suntem în jale, ne dăm seama că, de aceea sunt cele trei perioade, știți că în perioada din mijloc e nebunia și după aceea începe să ajungă jalea, pentru că ajungi să-ți dai seama că, opa, stai așa, că nu sunt chiar centrul pământului. Mai e ceva de spus. Dar ce este frumos este că vedeți dumneavoastră, spune în 4, spune, și El era viața și viața era lumina oamenilor. Vedeți, se referă la cuvânt, nu la Dumnezeu. Dar nu uitați, cuvântul este Dumnezeu. Amin. Da? Deci să nu uităm lucrul ăsta. Și vine și spune, în El, deci în cuvânt, era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Deci cuvântul lui Dumnezeu, de câte ori este rostit, creează viața. Da? Iisus, nu mă pot abține aici, Iisus vine ca să ce? Ca să-și dea viața, să ce? Să câștige viață. Vedeți dumneavoastră, cuvântul lui Dumnezeu vine din nou să dea viață ca să câștige viață. Și după aceea vine și spune că lumina luminează în întuneric. Știm lucrul ăsta. Pentru că în întuneric, dacă ai aprins lumina, e lumină. Și întunericul nu biruiește niciodată lumina. De aceea, dacă noi îl îmbrățișăm pe Iisus, îmbrățișăm cunoașterea Lui, îmbrățișăm înțelegerea acestui cuvântul cu Dumnezeu și că e Dumnezeu și ce face cuvântul lui Dumnezeu, în momentul ăla nu mai este dubiu pentru noi să îmbrățișăm cunoașterea lui Dumnezeu și să avem lumină. Pentru că, știți, la un moment dat spune, la un moment dat spune, de fapt Iisus și spune, în Matei 5:14, spune, voi sunteți lumina lumii, când se vorbește apostolilor. Da? Le spune, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. De ce? Pentru că El a transmis cuvântul, Iisus a transmis, deci cuvântul a transmis cuvântul apostolilor. Ca apostolii la rândul lor să transmită cuvântul mai departe lumii. Și acest cuvânt ce devine? Devine lumină. Deci Iisus vine și spune, voi sunteți lumina lumii. De ce? Pentru că voi trebuie să dați cuvântul mai departe. Pentru că cuvântul face lumină. Cuvântul deschide mințile. Cuvântul ne face să vedem căile Domnului așa cum sunt ele. Dar să nu uităm, mergem înapoi la Pavel, numai prin credință putem să avem toată această înțelegere. Și să știți cuvântul. Cuvântul. Am găsit o zicere, ca să spun așa, o exprimare a lui George Fox. George Fox a trăit în secolul XVII, 1624-1690 sau 1691. Și a fost un mare credincios. Este unul dintre fondatorii mișcării Quaker, da? Știți, în America, adevărații credincioși care au venit să lupte și care au dus cu adevărat steagul credinței, au fost acești Quakers,
care proveneau tot din, din grupul de protestanți. Și, by the way, este atât de important în, în cultura creștină americană, încât există și o universitate, George Fox University, dacă nu înșel, chiar aici, în Oregon. Universitate creștină. Și el vine și spune un lucru, că to think the Bible framed the world is ridiculous. Adică să gândești că Biblia a creat lumea, într-un fel, a creat lumile, este ridicul, e ridicol. Și că, de fapt, cuvântul nu este, cuvântul este un spirit. Aici era o problemă, aveau ei un debate cu Biblia, că nu spun că Biblia este cuvântul Domnului. Și aici există iarăși, ne batem cu Ioan, care Ioan vine și spune, nu, cuvântul este al lui Dumnezeu și este Dumnezeu. Deci nu punem o carte ca fiind cuvântul lui Dumnezeu, știți cum e, sunt debate-uri aici, cum s-a spune, sunt tot felul de discuții cu chestia asta. Dar Scripturile ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu, asta putem să spunem, Scriptura ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu. Iar credința pe care noi o putem avea este ceea ce ne apropie mai mult de cuvântul lui Dumnezeu. Și având, înțelegând cuvântul lui Dumnezeu, îl înțelegem pe Dumnezeu și atunci putem să înțelegem de ce Ioan vine și spune, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Pentru că El ne dă lumina. Înțelegerea acestui lucru ne dă lumina pentru tot ce ne va spune Ioan mai încolo. Așa să fie. Amen. Domnul să vă mulțumim. Lăudat să fie Dumnezeu. Amen. Avem un Dumnezeu atât de mare, gloria Lui, încât cerurile cerului nu-L poate să-L cuprindă. Lăudat să fie numele Lui. Amen. Pentru slava lui Dumnezeu, fratele Otinel are o cântare, după care fratele Dorel, pastorul principal al bisericii, va avea un mesaj din partea Domnului. Să ne pregătim de acolo,
Slăvit să fie Domnul! Amin. Abia aștept să vină duminica care vine, să auzim continuarea mesajului din Evanghelia după Ioan, care este atât de minunat. Amin. Și minunat este cuvântul Domnului. Cum vorbește, cum deschide mintea, cum deschide orizontul noi, minunat este Dumnezeu. Domnul să binecuvânteze pe fratele Milan, îi mulțumim că vine din Beaverton, ca să Beaverton e destul de departe, dar vine cu dragoste ca să slujească aici și zicem că Domnul să îl răspătească. Pentru mulți ani, mult timp, Biserica Emanuel a fost știută ca o biserică care are cântăreț, o biserică care are muzică bună. Dar dacă ați observat în ultima vreme, mulțumim Domnului, Dumnezeu a făcut ca Biserica Emanuel să aibă predicatori buni. Profesori care să ne predice cuvântul Domnului, să ne învețe cuvântul Domnului. Și dăm Domnului slavă pentru acest har pe care Dumnezeu ne-l face. Biserica mică, dar care are cântăreți buni, care are predicatori buni. Minunat de Dumnezeu. Nu merită noi harul acesta. Că dacă... Uitați-vă numai noastră, uitați-vă la bisericile mari. Domnul să-i binecuvinteze. Ascultați predicile care le au acolo. Și ascultați și mesajele care le avem noi în Biserica Emanuel. Slăvim pe Domnul pentru acestea. Eu văd pentru că mesajele care sunt pe internet sunt urmărite de oameni din toată lumea aceasta. Pentru că oamenii au de ce să urmărească mesajele pentru că e o esență, e o mană bună în aceste mesaje. Acum, câteva minute cât mai avem să stăm împreună, aș vrea să vorbim puțin despre, am început să vorbim despre lucrători ai lui Dumnezeu. Am vorbit despre îngeri, am vorbit despre proroci, prorocul Elisei, cât de important este să fie prorocia în adunare. Și în seara aceasta vreau să începem numai să vorbim puțin despre cântăreți. Și dacă va fi cu voia Domnului duminica viitoare dimineața, vom continua să vorbim despre cântăreți și celelalte slujbe pe care sunt în adunare. O, cât de importantă e cântarea în adunare! Cât de importantă e muzica în adunare și nu numai în adunare, în viața noastră. Și dacă vreți, muzica, să știți că e venită din cer. În cerul să cântă. Acum, pentru unii, muzica e foarte simplă. E muzică bună și muzică rea. Și muzica bună e muzica care îmi place și muzica rea e muzica care nu-mi place. Să fie oare chiar așa de simplu? Pentru că la unii le place că muzica populară. Și pentru ei, muzica clasică sau altă muzică nu e bună. La alții le place muzica clasică, muzica care e cu adevărat, spune ei, muzică. Care să aibă dreptate? Frații și surori, muzica bună este muzica de calitate. Muzica care e făcută cu sudoare, e făcută cu practică, e făcută cu pasiune. Aceea este muzica bună. Ne bucurăm de fratele Ștefan cântă. Dar fratele Ștefan, fiecare sâmbătă, petrece ore aici la orgă, pe lângă alte practici pe care le face acasă. Și toți muzicanții buni pun efort în muzică. Cel mai perfect maestru al muzicii este Dumnezeu, frate. El locuiește în mijlocul laudelor. Uitați-vă dumneavoastră, ați ascultat vreodată, vedeți, avem aici pe imagine, un pârâu acolo. Să mergi să asculți cum cântă un pârâu, cum cântă o privighetoare, cum cântă păsările. Când ești obosit, când ești stresat, du-te în natură, ascultă natura și vei vedea ce muzică fermecătoare. Astăzi, doctorii și oamenii înțelepți și-au dat seama că această alină, această calmează și-au înregistrat muzică din natură, cum cântă păsărelele, cum curge izvorul, cum s-aud balenele în ocean și le-au băgat în niște device-uri. Nepoțelul nostru are o oiță care apasă butonul și pune muzica de, zici că ești afară, natură, și copilul imediat adorme cu acea muzică. Deci cel mai desăvârșit maestru este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Sunt instrumentele să categorizează în trei categorii. În primul rând, sunt instrumente, cum stobele acestea și altele, care scot muzică prin lovire. Ai lovit aici, scoate un sunet, lovește aici, scoate alt sunet. Apoi, sunt instrumente care cântă fratele Dani aici, cum e chitara, are corzile acestea.
în tensiune și cum le atingi, scoate un sunet. Și dacă mâna maestrului atinge o coardă și mâna este pusă într-o parte sau alta, scoate sunete și aceste sunete creează o melodie, dacă mâna este bună pe ele. Altele sunt instrumente prin suflat, prin aer. Acordeonul sau saxofonul, ați văzut dimineața ce frumos, ce armonie, ce muzică plăcută a creat saxofonul fratele Ștefan, a suflat în el. Și mâna maestrului și sufletul fratelui Ștefan au creat acel sunet plăcut. Vedeți? Cântăm noi o cântare. Când graiul meu n-a mai putea, suspinul meu te-o lăuda. Iubiților, în mâna maestrului noi suntem niște instrumente. Și câteodată câte o lovire aici, câte o lovire dincoace. Acestea ne fac să slăvim pe el. Și tensiunea, câteodată e tensiunea în viața noastră. Dacă suntem instrumente bune, dăm slavă lui Dumnezeu. Dacă nu suntem instrumente bune, atunci suntem o rană zângănitoare. Iubiților, cuvântul Domnului ne spune să cântăm. Și este o listă lungă de psalmi și de versete din Biblie care ne îndeamnă să cântăm și să dăm Domnului slavă. Cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Aceasta trebuie să facem în cântări. Toate cântările sunt adresate, în primul rând, spre slava lui Dumnezeu. Și noi trebuie să dăm slavă Domnului în cântările noastre. E adevărat că oamenii își cântă durerea, oamenii își cântă dorul, oamenii își cântă pasiunile, dar misiunea cântării este ceea ce fac îngerii, să dăm slavă lui Dumnezeu. Cântați Domnului toți locuitorii pământului, vestiți din zi în zi mântuirea Lui, slăviți să fie numele Domnului. Psalmul 9:1, versetul 11, cântați Domnului care împărățește în Sion, vestiți printre popoare isprăvile Lui. Cântați Domnului ce iubiți de El. Noi suntem iubiți de Domnul și Domnul ne-a dovedit mărimea dragostei Lui. Măriți prin laudele voastre numele Lui cel Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Psalmul 34. Cântați o cântare nouă. Faceți să răsune coardele și glasurile voastre. Deci nu-i păcat să introducem instrumente în adunare, să cântăm cu instrumente în adunare, pentru că e porunca lui Dumnezeu, cu coardele noastre, cu tubele noastre, cu tubele, să dăm slavă Domnului, să glorificăm numele lui Dumnezeu. Deci este important să lăudăm pe Dumnezeu cu tot ce facem. Cântați Domnului o cântare nouă, faceți să răsune coardele și glasurile voastre, cântați Domnului, cântați împăratului nostru, cântați Domnului, slăviți să fie numele Lui. Cântați că Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Frați și surori, mai mult decât Obama, mai mult decât Putin, mai mult decât oricare conducător care astăzi conduce într-o țară sau într-o împărăție, este împăratul nostru, Domnul nostru. Chiar dacă aparent se pare că creștinii sunt înfrânți, că oamenii fără de lege ne conduc, e numai până la o vreme. Iubiți frați și surori, Domnul nostru este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Amin. Și toți au să meargă într-o zi să se înfățișeze înaintea Lui. Și noi de aceea lăudăm pentru că El este împăratul nostru. Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Cântați o cântare înțeleaptă. Cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Psalmul 66, cu versetul 2. Lista este lungă și suntem îndemnați să cântăm Domnului. De ce să cântăm Domnului? Să cântăm Domnului că este bun. Domnul este milos, Domnul este înțelept, Domnul este atotputernic. Domnul este atotștiutor, Domnul este omniprezent. Și fratele ne-a ilustrat aici numai calea laptee, cât este de uriașă, cât este de mare. Dar apoi câte alte constelații sunt? Cât de mare e universul acesta? Și dincolo de mărimea universului pe care noi nu putem concepe, nu putem cuprinde, acolo e Dumnezeu. Și toate acestea sunt în Dumnezeu. Cât de mare este Dumnezeu nostru? Ori acest mare Dumnezeu este Tatăl nostru, slăvit să fie numele Lui. Este Mântuitorul nostru. El este dragoste. Fraților, El este în control. Nu se întâmplă nimic în viața noastră, chiar dacă aparent, se pare că nu este în control, că uite ce face ISIS și uite ce fac alte nenorociri care se întâmplă pe pământul acesta. Fraților, ce nu înțelegem noi este că Dumnezeu vede ce nu vedem noi și El știe ce nu știm noi. Un lucru știu. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe Dumnezeu. Amin. Vrăjmașul se înfurie. El face un mare rău.
Dar El vine, Dumnezeu vine și întoarce rău la acela și îl face un mare bine, cum noi nu putem să ne imaginăm. Așa este Dumnezeul nostru. Iubiților, cântarea, în primul rând, este spre slava lui Dumnezeu. Amin. Apoi, cântarea ușurează sufletele noastre. Și noi avem nevoie de cântare ca să ne apropiem de Dumnezeu. Ca să ne ușureze sufletele noastre. În lumea aceasta suntem, vorbeam astăzi la masă cu fratele meu. Suntem oameni, oameni al lui Dumnezeu și câteodată și oameni al lui Dumnezeu arătăm că suntem numai oameni. Și un exemplu din acesta, fratele vorbea de Pavel. Pavel odată tare s-a măcărit, odată s-a schirotească odată toți ăștia care o măcărit. Acolo s-a văzut omul Pavel. În Vechiul Testament îl găsim pe Elisei, omul lui Dumnezeu. Au primit o îndoită măsură de putere. Au umblat cu Ilie. A fost însoțit de Dumnezeu cu mare, mare putere. Într-o zi se întâmplă că trei împărați vin la el. Trei împărați care 7 zile au mers ca să plece la o război împotriva Moabului. Împăratul lui Israel, al lui Iuda și împăratul Edomului. Ioram, Iosafat și împăratul Edomului. După 7 zile de călătorie, n-au mai avut apă. N-au avut apă pentru cai, n-au avut apă pentru soldați, erau istoviți. Ce să facem? Hai să mergem la un proroc. Ioram era fiul lui Ahab. Ahab și Elisabeth. Care au făcut așa de mare rău prorocilor lui Dumnezeu. Și Izabela. Și când vede Elisei, îi spune așa, 2 împărați 3:13. Ce am eu a face cu tine? Du-te la prorocii tatălui tău și la prorocii mamei tale. Aici vorbește omul Elisei. Împăratul a zis, nu, domnul meu. Că Domnul a chemat pe acești 3 împărați să-i dea în mâna Moabului. Și iată, iarăși, omul Elisei. Viu este Domnul oștirilor, a cărui slujitor sunt. Că dacă n-aș avea vedere pe Iosafat, împăratul lui Iuda, păi tine nici nu te-aș băga în seamă. Și nu m-aș uita la tine. E omul Elisei. Noi suntem oameni. Suntem oameni de Dumnezeu, dar avem momente când suntem oameni. De data aceasta, mânia omului nu lucrează în neprihănirea lui Dumnezeu. El avea nevoie de călăuzire cu Dumnezeu, dar de data asta era mânia care a venit peste el. Și el trebuia să se calmeze. Trebuia să se liniștească. Și a zis, aduceți-mi un cântăresc cu arfa. Și a venit un cântăresc cu arfa. Și a cântat. Și în timp ce cântărețul a cântat, a venit Duhul Domnului peste Elisei. Atunci Elisei a zis, faceți groapă lângă o groapă și primi cuvânt de partea Domnului și Domnul a dus izbăvirea. Deci cât de important este un cântăreț care să cânte spre slava lui Dumnezeu și să cânte o muzică bună. A venit Duhul lui Dumnezeu când s-a cântat. Așa de multe istorisiri avem când oamenii s-au întors la Dumnezeu, la o cântare bună. Mă aduc aminte, din România au fost oameni care au mărturisit, au trecut simplu pe stradă și au auzit o cântare într-o casă de rugăciune. Poate am auzit de cazuri când oameni au fost, am citit în ceva cărți, când au fost cineva care mergea spre drum să se sinucidă, dar spre drum, în locul, înainte ca să ajungă la să se sinucidă, au auzit o cântare. Și cântarea aceea l-a salvat. Deci cât de importantă este cântarea. Cântarea este spre slava lui Dumnezeu. Apocalipsa 4:8. 4 făpturi vii. Care aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur, pe dinăuntru și pe dinapoi, și zi și noapte și cântau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, cel atotputernic, care era, care este și care vine. Iată, Dumnezeu, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul a fost Dumnezeu și iată, era, este și vine. În acest moment, El este cu Avram și stă de vorbă. Dar în acest moment, El este la judecată. Pentru că El nu depinde de timp și de spațiu. Noi depindem de timp și spațiu, dar El este. Acum El este slăvit să fie în numele Lui. Aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor. Iată, cântarea și închinarea. Cei 24 de bătrâni cădeau înainte celui ce șade pe scaunul de domnie, se închinau celui ce este viu în vecii vecilor. Își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești Tu, Doamne Dumnezeul nostru, să primești slavă, cinste și putere.
Căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute. Și iată ce vede Ioan. Și am văzut o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă alăutele lui Dumnezeu, cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei, a icoanei ei și ai numărului numelui ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mare și minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule Atotputernice. Drepte și adevărate sunt căile Tale, împărate a neamurilor. Deci îngerii în ceruri, zi și noapte, cântă și dau slavă lui Dumnezeu. Noi, gloata de pe pământul acesta, de orice neam, de orice seminție, de orice limbă, care și-au spălat hainele sângele mielului, îmbrăcat în haine albe, în haine albe, cu ramuri de finici mâini, într-o zi o să fim în fața Lui și o să cântăm slavă lui Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Deci, iubiți fraților, surori, în ceruri, este laudă și să laudă împăratul, să laudă numele lui Dumnezeu. Deci, în primul rând, cântarea este pentru slava Domnului. Cântarea este un mod de închinare. Nu-i rău să ne rugăm și să ne închinăm lui Dumnezeu prin cântare. Dacă noi venim să ne rugăm, să ne închinăm Domnului prin cântare, frate și surori, să nu stăm așa ca stâncile și să ne uităm în stânga și în dreapta. Nu-i păcat. E bine să ridicăm mâinile spre cerul și să înălțăm numele Domnului, că merită să fie lăudat. Să nu ne gândim la nu știu ce și la nu știu cine. Să ne gândim la Împăratul nostru. Să lăudăm numele lui Dumnezeu. Și atunci El primește închinarea noastră și primește laudele noastre. Apoi, în primul rând, cântarea este un mod de a lăuda pe Dumnezeu, este un mod de închinare, în al doilea rând, și în al treilea rând, este un mod de a evangheliza. Am citit aici, să vestim minunile Domnului, să vestim isprăvile Domnului, să vestim dragostea lui Dumnezeu, este un mod de a evangheliza. Unde? În orice loc. Amin. Pavel și Sila, Fapte 16:25, erau închiși. Și când ei erau închiși, cântau cântări de laudă, nu de văicăreală, Doamne, ne-ai adus până aici, ne-ai lăsat și ne-ai uitat, nu. Cântau, erau legați cu butuci și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși îi ascultau și ei se uimeau. Ce-o fi cu nebunii ăștia? Dar au cântat și au dat slavă lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? În al patrulea rând, cântarea aduce liberare. Ei au cântat și dintr-o dată a căzut legăturile de pe mâinile lor, ușile temniței s-au deschis, s-au făcut o mare putremur de pământ, dar cântarea a dus eliberare. Și apoi cântarea a dus mântuirea temnicerului și casei lui și slavă lui Dumnezeu. Iubiților, tot pământul e chemat să laude pe Domnul. Amin. Și toți oamenii de pe pământ vor lăuda într-o zi pe Domnul. Amin. Și se vor închina lui Dumnezeu. Și dacă vreo familie a Pământului nu se va duce la Ierusalim să se închine Domnului, nu va veni peste ea ploaia. Va veni vremea aceea într-o zi. Mia de ani. Dar până atunci, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul. Oamenilor fără prihană leșa de bine cântarea de laudă. Psalmul 33 cu versetul 1. Iubiților, toți oamenii se laudă pe Domnul. Dar un om neprihănit, când e laudă pe Dumnezeu, atunci legăturile care pe inimile oamenilor, pe viețile oamenilor, cad. Și temnicerul și casa lui au fost mântuiți. Și mulți din temnițe probabil că au fost mântuiți. Când un om neprihănit, n-ați văzut câteodată, când cântă câte unul care voce, care școală, care talent, o muzică bună, e plăcută. Dar când cântă câte unul care e om neprihănit, Domnule, simți fiorul. Dar tot dimineața pe Florin când cânta din toată inima, cum am simțit cercetarea și puterea aia. Și fratele Ștefan de câte ori cântă, că e om neprihănit. Fraților, să fim neprihăniți. Când suntem oameni lui Dumnezeu neprihăniți, și cântarea, și predica, și poezia, și tot ce suntem noi, este spre slava lui Dumnezeu. Amin. Închei, pentru că timpul s-a dus. Și fac afirmarea aceasta care e foarte importantă. Cântarea nu este un mod de afirmare. Alții vin să se afirme că ce grozavi sunt ei. Fraților, degeaba cânti dacă faci așa. E păcat dacă faci așa. Cântarea nu este un mod de a umple programul. Hai să mai punem două cântări până vom merge acasă. E păcat. Cântarea spre slava lui Dumnezeu, cântarea e un mod de închinare,
Cântarea e un mod de evangelizare. Amin. Și cântarea aduce liberare. Cântarea nu este un mod de a ataca pe cineva, cântarea nu este un mod de a ne voicări sau de boci. Să ținem cont de aceasta, aceasta este cântarea. Dumnezeu să ne ajute, să poată spune mult despre muzică. Muzica e deosebit de importantă, dar vreau să mergem cu aceasta acasă. Cântarea este slava lui Dumnezeu. Amin. Când Duhul Domnului este peste noi, ați observat? Din senin, încep să fredonez de cântare, când o cântare. Și cântarea aduce prezența lui Dumnezeu. Vine Duhul Domnului peste noi. Și ne vedem că o suntem umpluți de bucurie când cântăm spre slava lui Dumnezeu. Amin. Haideți să ne ridicăm pe picioare și prin fratele Nelu și prin sora Persida. Să mulțumim Domnului că ne-am fericit să cântăm în cinstea numelui Său. Și ne-am fericit să auzim un cuvânt atât de minunat în această seară. Prin fratele Nelu și prin sora Persida, mulțumim Domnului. Tată Sfânt și drag din ceruri, în numele Fiului Tău preiubit Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim pentru bunătatea Ta. Amin, Doamne, venim să-ți mulțumim pentru dragoste. Venim să-ți mulțumim pentru această dimineață binecuvântată, Doamne, în care ne-ai găduit să ne apropiem de tot și de sângele Fiului Tău preiubit Iisus Hristos. Te mulțumim, Doamne. Venim să-ți mulțumim pentru această seară binecuvântată. Amin. Venim să-ți mulțumim pentru frați, pentru surori. O, ziditorul cerului și a pământului, și te rugăm în numele Fiului Tău preiubit Iisus Hristos, în marea Ta milă, în marea Ta bunătate și dragoste, unește-ne în lanțul dragostei Tale. Doamne. Amin, Doamne. O, te rugăm să ne iei în carul Tău de divință, binecuvântă săptămâna care ne stă în față, copiii noștri, soțiile noastre, familiile noastre, binecuvântă seara aceasta, noaptea aceasta. Te rugăm, Doamne. Te rugăm, ziditorul cerului și a pământului, luminează-ne mintea și umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, pune noi dorul veșniciei. Amin, te rugăm. Întinde-ți mâna ziditorului cerului și al pământului și să lăsă să se vadă, Doamne, prin mâna celor pe care Tu, de care Tu vrei să te folosești, Doamne, lucrările Tale, Doamne, prin vindecări, prin semne, prin minuni, prin cuvântul Tău, Doamne, de eliberarea inimii, minții și sufletului. Ne credințăm în mâna Ta tot puternică de Dumnezeu, în numele Fiului Tău preiubit Iisus, Tată, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Venim să-ți mulțumim pentru Fiul de Bucurie de Soare. Ești minunat, nicăieri nu-i ca lumea Tine. Lângă Tine, Doamne, așa cu Tine. Deci Tu ești Sfânt și Tu ne înveți lucruri bune și frumoase. De aceea Te lăudăm și Te slăbim și dorim să Te avem pe Tine. Aleluia, da, Doamne. De fiecare zi. Deci Tu ești comoara noastră. Tu ești bogăția noastră, ești nădejdea noastră, în orice împrejurare. Și atunci, când calea e grea, Tu ești scăpare, Tu ești ajutor, slăvit să fie numele Tău. Te chemăm să fii cu noi, să ne păzăm de trebuie, să ne dai putere, să fim credincioși Tine, să putem să ne bucurăm cu Tine. În viața aceasta te vom trăi. Și în veșnicii să fim toți cu Tine, Părinte bun din cerul, prin Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Vă rog să vă rog pentru câteva momente care nu ați luat cină dimineață, încă este cină aici, sau dacă vreți să duceți acasă, puteți să faceți. Noi care suntem aici, să avem grijă să o consumăm ca să nu rămână aici. Sperăm duminica viitoare să continuăm. Gracias.